Bell Pepper, what are you? I'm a humanoid robot and my name is Pepper. Pepper a fost lansat în 2014. Cântă, dansează, spune glume și vorbește 15 limbi străine. Roboții ca Pepper sunt folosiți deja de câțiva ani în birourile de informații din spitale, aeroporturi, bănci și farmacii, dar și în restaurante sau școli. În Japonia, Pepper este cunoscut drept cel mai bun prieten al omului. Currently we have 13,000 robots worldwide. Most of them are in Japan. There are a lot of them in Germany, Austria, Switzerland, whole Europe is growing more and more. And our software enables people, normal people without technical background, to customize the robot like they want it. Tehnologia vine și în ajutorul celor cu dizabilități. Samantha Payne dezvoltă proteze bionice pentru copii și adulți. The device is called the Hero Arm and it's because we wanted to turn children with limb differences into bionic superheroes. So when we started working with children who were born without a hand or had lost a hand through amputation, we heard that they experienced bullying or they didn't like their devices, they felt like their devices were ugly. So we really wanted to change that experience around for them. And what better way than to try to give them the hero narrative, the hero story, and tell these children that they are their own hero. Dispozitivele inspirate din Star Wars sau Marvel au ajutat deja sute de fetițe și băieți din întreaga lume să-și recapete mobilitatea. Pe de altă parte, ochelarii VR, soluțiile inteligente de iluminare, roboții autonomi sau sistemele de securitate online de ultimă generație sunt doar o parte dintre inovațiile folosite de companiile care lucrează la digitalizarea serviciilor.